Bine ați venit la Alege chestul corect în Minecraft. Băieți și fete, astăzi vom face ceva de-a dreptul special. Bine ați venit la un nou episod din seria voastră preferată de nu alege chestul greșit în Minecraft. Și după cum puteți vedea, boys, chiar acum am în fața mea 6 chesturi, din care doar unul este corect. Bănuiesc că toată lumea are atenția, să spunem așa, are atenția pusă fix pe un singur chest. Mai exact, boys, acel chest este un chest pe care până acum nu l-am mai văzut la mine în videoclipuri, însă din câte am înțeles este chestul prietenilor curcubeu. Mai exact, fraților, avem așa, fiți atenți, avem prima dată chestul ăla, este chestul lui Max Infi, da, chestul ăsta așa albastru închis. După avem chestul ăsta albastru mai deschis, care este chestul lui Gumball. După avem chestul ăsta roz, care este chestul lui Mami Longlegs. După chestul prietenilor curcubeu avem chestul lui Granny și ultimul este chestul minionilor. Acum, boys, vine întrebarea episodului. Vreau ca toată lumea, înainte, boys, să începe să vă uitați la videoclip, vă las aici 5 secunde să spuneți voi care credeți că este chestul corect. Let's go! Toată lumea să scrie la comentarii care cred ei că este chestul corect, fraților. Bă, eu nu știu ce să zic. Poate mulți o să ziceți că este chestul prietenilor curcubeu, însă eu nu cred, boys. Ar fi cam foarte, foarte ușor să fie ăla, având în vedere că ți-a și ochii așa, pentru că este foarte special. Este un chest curcubeu, ceva ce n-am mai avut până acum în episoadele mele. Ei bine, nu uitați neapărat să apăsați butonul de like și să vă abonați acest canal. Doamne ajută să facem cât mai rapid 200.000 de abonați. Eu zic, boys, să nu mai pierdem timpul și hai să începem cu chesturile astea. Let's go. Prima dată avem aici informații, gen ideea că eu nu știam de la abonatul de la care am primit harta, nu știam cum îi zice care e treaba cu chesturile și aici am informații, zice informații despre chesturi și zice cui aparține fiecare chest. Primul Max Infinite, al doilea Gumball, Mami Longlegs, prietenii curcubeu, Granny și minionii. Bun. Hai să vedem. Deci luăm aici rapid, bang bang bang, luăm toate chestiile astea. Le punem rapid pe noi, fraților, așa bang bang și după cum puteți vedea avem 6 mere OP, 32 de astea și un lever. Unde să mergem prima dată, boys? Hai să vedem, gen. Avem Max Infinite, să mă duc la Gumball, nu știu, bro. Hai să mergem prima dată, zic eu, la minioni. Hai că am ales random. Hai să mergem la minioni, boys, să vedem care este treaba cu acești minioni. Boys, știți că a apărut filmul ăla nou cu minioni și e foarte, foarte mare nebunie la momentul de față cu minioni ăștia. Însă noi o să intrăm în chestul lor să vedem care e treaba, boys. Let's go. Sperăm să fie chestul corect. Ok, boys, de fapt, hopa, hopa, boys, chestul ăsta e deschis. Ok, deci chestul ăsta e deschis, man, ok. Nu știu dacă a spart cineva, oh, hopa, înseamnă că e cineva acolo înăuntru, boys. Hopa, hai să vedem, se aud deja sunetele minionilor. Bun, hai să vedem care e treaba, boys, având în vedere că e și chestul deschis, nu prea cred că e chestul corect. Hai să vedem. Atenție, eliberează toți minionii. Ok, hai să iau pickaxe-ul ăsta și să merg aici jos. Mamă, sunt minioni acolo și uitați-vă, minionii răi i-au capturat. Mamă, aici e mâna lui Gru din minionii. Mamă, vine aici. Mamă, trebuie să-i bag pe ăștia, boys, ca să-i eliberez pe ceilalți. Ok, nu știu să mă bag așa, gen? Îmi dau mult damage? Nu cred că îmi dau așa de mult damage. Ok, hai să-i... Mamă, opa, că da și ăsta, mamă, vină și tu, boys. Deci hai să-i batem pe toți. Bănuiesc că ăsta este un chest, este un chest greșit, având în vedere că era și deschis, boys. Nu știu ce coincidență a fost să fie deschis. Bun, minionilor, haide toată lumea să fie... Hai, toată lumea să iasă de aici, pentru că toată lumea este liberă, boys. Let's go. Bun, hai să-i liberez pe toți. Aici bănuiesc că trebuia să fie și un alt minion, însă a fost omorât. Însă, în această încăpere, având în vedere că era deschis, trebuie să fie o persoană, boys, nu? Că doar, nu cred că minionii puteau să spargă chestia aia. Mamă, ce nașpa să aud. Hamă, veniți aici, boys. Veniți aici, băi, hai. Veniți toți aici și aici, boys, jos. Înseamnă că este ceva. Ce e aici? Hai să vedem. Let's go. Hopa, este Gru, boys. Ok, deci am avut dreptate că se află o persoană în acest chest și practic este Gru. Și zice, Gru este foarte nervos. Fugi de aici. Aici am problem, probabil am cheia pentru următorul chest. Ok, boys, hai să luăm de aici rapid, boys, și să-l las pe Gru, să-l las pe Gru cu minionii lui. Bun, fraților, am mers în primul chest, care a fost chestul minionilor, care după cum ați putut vedea a fost deschis el de la el. Ok, boys, fiind și ultimul chest, bănuiesc că n-a, având în vedere că asta era greșit, bro, și de-aia a fost și
deschis. Bun. Acum, dacă am luat ultimul chest, hai să mergem la primul, boys. Hai să mergem la chestul lui Max Infinit, să vedem care e treaba și acolo, boys, pentru că noi avem foarte, foarte multe chesturi. Let's go. Eu, deci, știți, boys, eu aș vrea, deci după chestul Max Infinit, vreau neapărat să mă duc în chestul Curcubeu să văd care e treaba acolo. Vreau neapărat după ce ies din chestul Max Infinit. Hai să merg aici să văd ce are să-mi spună Max Infinit. Am avut noroc și am ales chestul corect, boys. Let's go. Hai să vedem. Mergem aici și bang. Opa, deci suntem într-un... ce acolo, boys? Ah, acolo jos este un mini village. Ce mișto. Am ales chestul corect. Salut, Marius, bine ai venit în chestul meu. Ai picat la fix. Ei bine, din păcate, ai ales chestul greșit, dar crede-mă, o să te distrezi pe cinste. Opa, asta s-ar putea să recompenseze faptul că am ales chestul greșit. Hai să vedem de ce spune chestia asta. Eu am cheia pentru următorul chest, însă ți-o dau cu o singură condiție. Opa, deci Max Infinit ăsta mă pune la treabă. Hai să vedem ce condiții are. Vreau să fac un nou videoclip pe YouTube. Hopa, și vrei să colaborezi cu mine? Ceva așa de mișto încât să ajungă locul 1 pe trending. Ok. Și ghiși ce? Știu ce să fac. O să fac un experiment de genul ce se întâmplă dacă pui un TNT X5 într-un village. Ok, boys, cred că știu unde merge chestia asta. Nu te speria, sper că nu o să pățim nimica. În chest ai TNT-ul și FNS-ul, nu uita înainte să faci challenge-ul să iei cheia dintr-o chest de mai jos. Și să nu te gândești cumva să iei cheia și să pleci fără să pui TNT-ul, deoarece nu o să mai ieși din acest chest. Băi, Max, băi, cât de departe să mergem, bro, pentru locul 1 în trending. Ok, boys, am aici un TNT X5, adică practic 5 TNT-uri într-un singur de ăsta și un Flint and Steel. Și eu trebuie să mă duc jos în village-ul ăla și să pun FNS-ul. Max, mi-a zis că dacă nu o fac, nu o să mai ies din chestul ăsta. Mamă, boys, nu-i bine ce se întâmplă, băi, nu-i bine, Max, frățior, nu-i bine ce faci, zic. Ok, hai să iau cheia prima dată. Unde mi-e cheia? Aici este un mini village, boys. S-ar putea să fie aici înăuntru, ok, bun, este aici înăuntru. Mai e vreun chest undeva? Hopa, bă, mai e și un chest pe aici, nimica. Bun, hai să vedem, boys. Bă, mi-e frică, man. Eu o să încerc, fiți atenți, o să pun asta și o să fug, bro. Let's go, punem TNT-ul X5. Uite, îl punem chiar aici, mamă, boys, este un TNT X5 până la urmă. Bun, villagerilor, îmi pare rău, însă trebuie să fac chestia asta pentru a găsi chestul corect. 3, 2, 1 și... Hopa, ok, boys. Ok, Max, frățioară. Oh! A explodat! Oh! Ok, boys, ok, a luat foc totul. Oh my god, boys, a luat foc totul. Să nu ia foc și celelalte chesturi, bro. Bă, uitați-vă, chestul ăsta ia foc. Mamă, dar e ploaie afară. Băi, era un TNT special cu foc. Boys, ia foc chestul, nu a explodat nimic. Să ia foc chestul, man. Uitați-vă la asta. Ia oficial foc chestul, bro. Max, foarte prost experimentul. Ok, boys, uitați-vă ce e aici. Uitați-vă ce e efectiv aici. Eu încerc să calmez toate spiritele astea, ca nu cumva să ajungă și pe alte chesturi. Mamă, boys, ce se întâmplă, man? Uitați-vă cât de agravant e focul. Bro, sperăm să nu ajungă și la Gumball. Însă, băi, dacă ajunge, hai să mergem acum la Gumball și mergem după la prietenii Curcubeu. Let's go. Mamă, boys, băi, hai să mergem și la Gumball acum să vedem, e cumva asta chestul corect. Let's go, boys. Hopa! Hopa, boys, unde am ajuns, man? Mamă, ce frumos e aici! Mamă, boys! Uite-vă, asta e o bucătărie? Let's go, bro, cât de frumos e aici! Mamă, Gumball, asta e casa ta, frățiorul! Salut, Marius, bine ai venit la mine în apartament! Cum ți se pare? Băi, fraților, cât de mișto e, bro! Mi se pare foarte, foarte mișto, Gumball! De ce întreb, frățiorul? Mamă, cât de tare e! Ok, ia, ai și frigider, frățioare, ai ceva în frigider. Mamă, ce are Gumball în frigider, fraților, bă, voi vedeți? Bă, ce are nebunul de Gumball în frigider, lapte, mamă, sosuri, legume, bravo, ți-ai aici, ai ceva, nu? Aici, iară, n-ai nimica. Bă, ia uite ce are aici, bă, nebunule, ok, boys, deci Gumball e dotat 100%. Ia zi, Gumball, frățioare, am ales chestul corect sau nu? Ei bine, ai ales chestul greșit, fuck this, boys, ok, hai să vedem. Însă te pot ajuta să faci rost de cheia pentru chestul următor. Ok, hai să vedem. Ei bine, eu am cheia și ți-o dau, dar dacă faci un job pentru mine.
Ok, trebuie să ajut pe gambă la ceva. Mai jos se află camera de aur. Ei bine, eu vreau să construiesc ceva în camera aia, însă mă încurcă ceva. Acolo sunt 10 lucky blocuri care trebuie sparte. Și eu știu care e riscul când spargi un lucky block, așa că mi-este frică să o fac. Mamă, voi trebuie să sparg eu lucky blocurile și dacă pică chestii nașpa. Dacă mergi jos și le spargi pentru mine, poți lua cheia, dar nu uita să-mi lași itemele din lucky blocuri. Ok. Deci bănesc că aici trebuie să mă duc, boys. Hop, acolo e camera de aur. Mamă, ce hartă epică, ce hartă epică, boys. Băi, astăzi, boys, pot să fac asta la nesfârșit? Mamă, boys, pot să fac asta la nesfârșit? Mâncare la nesfârșit, mamă, câtă mâncare. Let's go. Bun, bă, aprinde și tu lampa asta, Gumball, dacă tot. Mamă, ok, boys, ok, bun, e prea complicat. Avem și televizor. Bro, are și televizor, uitați-vă. Mamă, cât de șmecher ești, Gumball. Ok, hai să mergem jos, boys. Hopa, ce avem aici? 10 lucky blocuri. Haideți, boys, să trecem rapid prin ele. Da, let's go, hai, ăsta. Bun, hai că a mers bine, ăsta, bun, let's go. Mamă, boys, dacă merg toate așa, e perfect. Ok. Mamă, ce cu pichexul ăsta? Ok, ceva pichex ciudat. Mamă, un trident! Bă, vreau tridentul ăla. Mamă, diamante. Foarte multe poțiuni. Ok, boys, mamă, deci... Let's go, bă, niciun lucky block inionist. Mamă, men, ăsta e chestul norocos. Ok, hai să luăm toate itemele. Bă, deja am luat itemele, vine gambă și le ia singur dacă e. Și hai să le punem în chestul ăsta. Uite, în chestul ăsta avem și alea. Bă, boys, stai de zi, să pun aici toate itemele. Uite, pun astea. Pun și ce am luat din cuptor. Băi, da, boys, pun și ăsta, dar aș păstra tridentul. Așa că păstrez tridentul, știi ce zic? Mamă, ok, boss, mamă, s-a închis și ce fac cu el, ia dă-mi-l înapoi, băi, ok. Deci păstrez tridentul, frate, îl păstrez să nu fie probleme. Hai să-mi iau, uite, avem și Moss Carpet aici. Bun, hai să iau și lever-ul. Let's go, boys, vreau să văd ce a mai rămas din, da, eram sigur că din chestul, din chestul lui, cum îi zice, din chestul lui Max Infinite nu prea a rămas mare lucru. V-ați dat și voi seama, frățiorilor. Hai să mergem mai departe, să mergem acum, boys, pentru că am promis, mergem la prietenii curcubeu. Să vedem. Aici este chestul corect, bro. Let's go. Omul de știință. Ia zi, frățiorul. Salut. Bine ai venit la experimentul meu. Te anunț de pe acum că ai ales chestul greșit. Mamă, băi, zici, mai am două chesturi pe lângă asta. Pe cel al lui Granny și al lui Mami Longlegs. Trebuie să aleg foarte, foarte... foarte logic care este următorul chest. Let's go. Ei bine, dacă vrei cheia pentru următorul chest, totul este foarte simplu. Trebuie să încerci să mergi pe drumul invizibil până la chest. Mai jos sunt prietenii curcubeu. De fapt, ce a mai rămas din ei? Pentru că Blue i-a omorât pe toți. Dacă o să pici, o să te moare și pe tine. Cine e jos, boys? Bă, uite-se pe Blue. Bă, bă, băieți, și că aici erau toți prietenii curcubeu, însă acum e numai Blue, bro. Și aici am un drum invizibil, ok. Ok. Ok, pe unde merg? Pe aici, hopa, pe aici, ok. Mamă, băieți, este un drum invizibil, ok. Mamă, dacă pic jos, sunt ca și mort, bro. Pe unde o iau? Pe unde trebuie să iau, boys? Care e următorul pas? Pe aici. Ok. Ok. Să sar acolo, boys. Let's go. Bun, hai. Hai că am păcălit drumul. Perfect. Uite-l pe Blue acolo, am la lever-ul. Acum, pe unde iau, pe aici? Acum nu, mamă, boys, trebuia să merg așa că acum nu mai știu drumul. Uite-l pe Blue, boys, cum e acolo, mă așteaptă să pic. Ok. Ok. Ăsta așa, așa. Așa, așa. Fraților, să încerc să fac jump-ul ăsta? Ok, bă, bă, și-am păcălit drumul invizibil. Ok, băi, savantule, hai că nu ți-a ieșit experimentul. Hai să mergem mai departe. Fraților, avem o singură alegere acum. Ori să mergem pe chestul lui Granny, da? Ori să mergem pe chestul lui Mami Longlegs. Băi, fraților, men, ce decizie, bro, nu cred. Eu nu cred că Mami Longlegs ar putea să aibă chestul corect. Așa că merg pe Granny. Să vedem. Dacă nu, oricum iau cheia și merge la Mami Longlegs. Let's go. Sau să merg la Mami Longlegs. Boys, fac o schimbare în ultima secundă care s-ar putea să-mi aducă victoria. Hai să merge la Mami Longlegs. Și după vin și în chestul lui Granny, dacă cumva asta este greșit. Hai să vedem. Mami Longlegs. Deci, boys, gândiți-vă, am vrut să intru la Granny. Mă, cum ar fi ca fix Granny să fie, bro, să fie la corect și eu să fac o schimbare. Sau să mă duc la Mami Longlegs. Hai, boys, deci, boys, merg la Granny, că am zis prima dată și după am vrut să mă schimb, însă, dacă nu mergeam, după mă ofticam dacă mergeam la Mami Longlegs și vedeam că este, greșit. Hai să vedem, let's go. Mergem jos, hopa, hopa, boys, hopa,
Dormitorul lui Granny. Nu intra. Grad de pericol foarte ridicat. Opa, Granny și Grandpa acolo. Citește cu mare atenție. Boys, am ales chestul corect? Let's go! Ai ales chestul greșit! Mamă, man! Băi, fraților, și voiam, ați văzut că voiam să merg la Mami Long Legs, dar am zis să mă schimb, bro! Nu e timp să te plângi, trebuie neapărat să scapi de aici. Momentan, Granny și Grandpa dorm, așa că nu-i deranja, nu intra în dormitorul lor. Ai câteva momente la dispoziție, mergi jos în depozit și caută cheia pentru următorul chest. Ah, păi asta e simplu, boys. Dar nu uita, acolo se află niște mobi ceva mai ciudați. Ce mob mai ciudat decât mobii normal din Minecraft poate să fie acolo, boys, până la urmă? Hai să bag Golden Apple și să merg jos, let's go! Oh, sunt Wither Creeperi! Bă, fraților, sunt Wither Creeperi! Mamă, fraților, merge cu tridentul să-i bat? Ia! Măcar unul! Mamă, ce să facă, bă, tridentul la Wither Creeperi? Ia veniți aici, mă! Mamă, boys, mamă, ce-mi dau! Mamă ce-mi dau, ok boys, ok bun, hai, mort 1, mort 2, hai, hai mă, hai, mort 3, hai, let's go, mor și tu, mamă câți vin, boys, sunt Wither Creeper, efectiv, sunt Wither Creeper, mamă, muriți și voi și haideți, tu mor cu tridentul, băi, ți-a băgat tovarășul peste tine, tu mor cu tridentul, let's go boys, ok, bun, hai că avem tridentul ăsta, let's go boys, hai să vedem, deci am omorât pe toți, toți Wither Creeperi, mamă, nu mai aștept să găsesc așa ceva, hai da mă, unde-i bă cheia? Dă-mi cheia! Bă, frate, unde-i cheia? Așa, man. Ok, luăm leverul și merge la Mami Longlegs. Care, ce să vezi? Hopa! Hopa, boys, grijă mare că nu mai puteam să mergem pe aici. Hopa, așa, bang, mamă. Ia stați, boys, trebuie să fac un mini parkour aici. Bang, bang, așa, pentru că se spartă la. Haideți să mergem la Mami Longlegs, respectiv în chestul corect. Mami Longlegs, păzea că vin să deschid chestul corect, let's go. Mamă, boys, bă, și-am vrut să mă schimb, bro. Hopa, ce-i ăsta? Sari jos. Am sărit. Felicitări, ai ales chestul corect. Bucure de recompensă, tot aurul este al tău. Aici avem două pickaxe-uri și avem o cameră plină de gold. Bun, băi și fete, aici s-a terminat clipul meu. Băi, fraților, eram așa de aproape să aleg chestul corect, dar am vrut eu să mă duc la Granny, dar na, e bine că totul s-a terminat cu bine, suntem în viață și ne-am ales cu o tonă de aur. Fraților, eu sunt aici ocupat să sparg aurul ăsta. Dacă v-a plăcut episodul, scrieți la comentarii și noi ne vom vedea curând cu episodul noi. Pa, pa pe toți. Și vă urez o zi minunată! Pa, pa!